Salutare, acesta este ultimul video din 2022. O să fie așa o scurtă trecere în revistă a evenimentelor din ultimele, să zicem, 2-3 luni și o să discutăm și despre lucrurile pe care urmează să le fac chiar în primele zile din 2023, primele materiale video care vor apărea pe canal. Și sunt câteva lucruri foarte interesante, m-am notat aici, mi-am făcut o listă ca să fiu foarte punctual. În primul rând, Haideți să discutăm despre ce s-a întâmplat în ultimele 2-3 luni de zile și despre uh, niște legi despre care poate că ați auzit. Este vorba despre taxa pe soare, programul Abla pentru becuri și plafonarea prețului la energie. Sunt trei subiecte care au fost prezentate pe larg la TV și am avut mai multe lor de poziție pe aceste subiecte. În ultimul an mi-am arătat disponibilitatea de a mă documenta pe acest, pe acest domeniu. Pentru că Eram preocupat de zona de energie verde, eram preocupat de electromobilitate, am fost forțat să mă documentez și pe alte subiecte. Eu am terminat facultatea de comunicare, aveam exercițiu, să spunem, de a face o investigație jurnalistică și am văzut că în piață nu era cineva atât de vocal și de documentat pe subiectele, pe subiectele care țin de energie. Și atunci am început să mă documentez pe subiectul ăsta mai atent, cel puțin în ultimul an, inclusiv partea legislativă, pe lângă lucrurile tehnice, pe lângă lucrurile pe care le discutăm pe acest canal. Și toate aceste informații le-am transmis mai departe către mai multe televiziuni din România. Trebuie să înțelegeți că un jurnalist nu poate să acopere toate subiectele foarte, foarte bine. Nu poți să știi și pe energie, și pe, nu știu, economie, și multe alte domenii la un nivel încât să descoperi poate anumite nereguli. Este nevoie de oameni care să fie oarecum ceva mai specializați pe anumite domenii. Și atunci mi-am luat eu rolul ăsta, mi l-am auto impus, să spunem așa, am început să mă documentez, și toate informațiile pe care le-am le transmis mai departe către televiziuni. Nu o să discutăm acum despre politică, cu toate care are de-a face cu partidele politice din România. Nu mă interesează preferințele politice ale nimănui și lucrul ăsta s-a -a văzut prin faptul că am fost prezent și la Digi24, și la Antena 3, și la B1, și știm foarte bine că fiecare televiziune are o oarecare preferință politică. La fel, alianța de guvernare care e astăzi la putere cam include. 70% dintre români, adică PNL, PSD și ODMR. Așa că nu vorbim despre un partid anume sau despre o anumită preferință politică. Haideți să trecem la taxa pe soare foarte repede și să vă spun ce s-a întâmplat acolo. Taxa pe soare a venit ca urmare a unei directive europene, așa a spus domnul ministru al energiei Virgil Popescu. Am fost forțați să implementăm o directivă europeană care ne obliga, vezi doamne, să punem această taxă pe soare. Aceasta este prima minciună. Există o directivă europeană, dar care nici pe departe nu te obligă să pui o taxă pe soare, din potrivă. În acea directivă este spus foarte clar că Uniunea Europeană nu recomandă taxarea autoconsumului, adică a energiei pe care tu o produci și o consumi la tine în casă. Nu vorbim despre ce injectezi în rețea și apoi ei din rețea. Despre lucrul ăsta o să discutăm într-un alt material video, pentru că e interesantă și schema asta de compensare, că nu e atât de simplă pe cât pare la prima vedere, nu e o compensare cantitativă așa cum am înțeles-o noi. Deci în această directivă se spunea că autoconsumul poate fi taxat, dar Uniunea Europeană nu recomandă taxarea autoconsumului. Dacă totuși ai o situație excepțională la tine în țară, nu știu care ar putea fi aceea, îți lasă o portiță prin care ai putea să taxezi autoconsumul, dar de fiecare dată sublinează că nu ar trebui să faci lucrul acesta. Dacă totuși te gândești, nu știu ce situație ai putea să ai la tine în țară, poți să taxezi autoconsumul, dar și în acele condiții trebuie să respecti trei reguli, trei reguli de bază. 1. Nu ai voie să taxezi toți prosumatorii. Îi poți taxa doar din 2026 și doar dacă aceștia înseamnă mai mult de 8% din puterea instalată a, întregii, a întregului sistem energetic național. Deci, dacă vrei să-i taxezi pe toți, doar așa poți să o faci. Numai de vreme de 2026 și numai de vreme de atingerea acestui prag. Un alt criteriu este că îi poți taxa pe cei care au beneficiat de anumite subvenții de la stat. Adică Casa Verde, Electric Up, orice fel de fonduri europene, orice fel de schemă de sprijin. E bine, în acest caz, ei pot fi taxați de mâine. Și mai este un caz dacă sunt sisteme mai mari de 30 de kW. Bineînțeles că aici a fost o discuție populistă la TV, să știți. Mulți au întrebat, domnule, dar cine are 30 de kW acasă putere? E un sistem foarte mare. Și, într-adevăr, pentru o casă este un sistem mare. E destul de greu să pui 30 de kW. Ai avea nevoie de vreo 200 de metri pătrați de acoperiș, să spunem. Adică sunt foarte rare aceste cazuri. În schimb, 30 de kW este puterea pe care o are instalată orice IMM, orice business, o, o hală, un atelier de producție și așa mai departe. Deci îi vizează direct. Și atenție, la fel, în cazul celor cu sisteme de peste 30 de kW, această taxă poate fi aplicată de mâine și nu ține cont de sursa fondurilor. Da? Adică nu trebuie să fii beneficiat de vreo schemă de sprijin. Te poate taxa pur și simplu de mâine. Ei bine, a început acest scandal, n am arătat poziția, nu a fost în niciun fel cenzurat de nicio televiziune, deci toți au fost foarte deschiși, am avut spațiu și la, -am spus, la toate televiziunile și au prezentat situația, aș spune eu, clar. În lege scrie așa, în propunerea de lege inițial, când au vrut să, o aprobe, scria ANRE aplică taxe. Exprimarea asta, e clar că spunea că ANRE oarecum trebuie să aplice taxe, imediat după ce a trecut, să zicem, au început scandalul, de fapt, au modificat legea și au scris ANRE poate aplica taxe. Ei au făcut o traducere din engleză în care spunea că member states may apply taxes. Deci, may apply taxes are sensul de ar putea aplica, nu că ar avea puterea să aplice. Ei bine, noi am avut o traducere mot a -mo a acelei directive europene care nu trebuie tradusă. Apropo, de foarte multe ori, Ministrul Energiei a invocat că trebuia neapărat luată acea directivă și pusă în legea din România. Nu, aceea trebuie transpusă în legea din România, nu tradusă. Ei bine, au avut o traducere nefericită, până la urmă a ieșit, din păcate, ordonanța cu exprimarea ANRE poate aplica taxe și aia este votată. Deci, în teorie, dacă ANRE se trezește pe partea greșită, se trezește cu fața la pernă mâine, poate aplica uh, taxe, taxe pe autoconsum pentru două categorii. Cei care au beneficiat de schemă de sprijin, de mâine, nu din 2026, și uh, celor care au sisteme de peste 30 de kW. Cu toate că, legea este foarte clară, Ministrul Energiei a făcut o conferință de presă cu toate televiziunile în față și a mințit pe față. În orice moment poți să-i Demontez tot discursul ăla nebun pe care l-a avut, în care făcea referire doar la paragraful în care îi taxa pe toți prosumatorii din 2026. Tot a insistat, nu, domnule, din 2026 se face taxarea. Nu doar în urma unei analize. E bine, acea informație este strict legată de un punct. Deci ne arată că Ministrul energie a extras din context acel, acel paragraf, l-a extras din context și l-a prezentat ca și cum ar fi regulă pentru toată legea. Deci în mod intenționat a mințit și a manipulat. Din păcate presa n-a avut o reacție să zicem pe moment, pentru că oamenii v-au spus, nu sunt specializați pe așa ceva, în schimb bătălia asta nu se termină aici. Până la urmă, de fiecare dată când voi fi invitat, voi aduce mereu în discuție subiectul ăsta, pentru că nu poți să fii ministrul al energiei și să minți. În egală măsură, ca să nu facem vreo discriminare, ANRE n-a avut niciun fel de poziție, deci UDMR. ANRE-ul de fapt este condus de PSD, dar sunt oameni și de la UDMR și de la PSD. Iar domnul Ciolacu, la fel, a zis că el nu este de acord cu astfel de taxă. În schimb, psd -știi, împreună cu PNL-ul și UDMR-ul, au votat la unison această ordonanță de urgență, n-au avut nicio problemă. Deci, ca să vedeți că nu vorbim despre un anumit partid politic, faptul că acum ministrul energiei este de la PNL, ok, așa au făcut ei împărțirea treaba lor. Dar pe mine mă interesează legea aceasta să fie dreaptă. Deci soluția este eliminarea acelui paragraf cu autoconsumul, pentru că este o lege nedreaptă dacă ne apucăm să taxăm autoconsumul, ar trebui să taxăm orice fel de autoconsum. Adică dacă ai niște roșii în grădină și le mănânci, trebuie să te duci la ANAP să declar că ai mâncat trei roșii din grădină de la tine și trebuie să plătești taxe. Dacă faci curat la tine în casă, da, uite, sunt sărbătorile, te-a să faci curățenie în casă. Alea sunt ore de muncă, nu? Munca se impozitează. Deci adică ar trebui să te duci la ANAP să spui, astăzi am lucrat trei ore la mine acasă și îmi dau salariu minim. Uitați taxele pentru munca făcută la mine în casă. Acela este autoconsum. Și sunt multe exemple uh, ridicole. Spania a avut o tentativă de a taxa autoconsumul, dar pentru că erau mulți prosumatori la momentul respectiv, uh, la a sărit lumea în cap și evident că au dat înapoi. Alte state nu știu să taxeze autoconsumul, ba chiar au și anunțat că nu vor face lucrul ăsta. Franța a anunțat foarte categoric că nu va taxa autoconsumul, la fel cred că și Germania a avut o declarație în sensul ăsta. Deci noi suntem oarecum cei mai loviți în momentul de față și legea asta a putut să treacă pentru că sunt puțin prosumatori în România, vreo 20 de mii. Lucrul ăsta, atenție, n-ar trebui să vă descurajeze să vă montați panouri pe fotovoltaice pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât impactul poate fi mai mare și presiunea pe factorul politic poate fi mai mare. O altă lege a fost rabla pentru becuri, acel program de o nebunie totală, un populist fantastic. Am avut o poziție legată și de acest subiect. Este un program populist cu un buget fenomenal, 400 de milioane de lei, adică un jur de 80 ceva de milioane de euro, să zicem 80 de milioane de euro pentru schimbarea becurilor incandescente cu cele cu LED. Evident că nu prea mai găsim becuri incandescente, e doar așa ca să mute oarecum atenția oamenilor de la subiectele importante către o chestie care nu are niciun fel de valoare. Am propus ca familiile care se află în situații dificile să primească becuri cu LED, dacă într-adevăr asta vor să facă guvernanții. Sunt, nu știu, identificăm cazurile acelea în care sunt oameni care chiar au nevoie și pur și simplu le se dau niște becuri. Există chiar un program național pentru sprijinirea familiilor care se află în dificultate, unde primesc lunar pastă de dinți, săpun, șampon și așa mai departe, produse de igienă personală de strictă necesitate până la urmă, la care poate fi adăugat în acel cost și becurile cu LED. Doar că dacă faci lucrul ăsta, nu mai este așa de populistă, nu se discută la televizor atât de mult și vă dați seama. Deci asta este poziția legată și de rabla pentru becuri, iar plafonarea prețului a fost ultimul scandal. Probabil că ați auzit declarațiile, cei care aveau mai multe locuințe trebuiau să depună declarații ca să beneficieze de plafonare doar la un loc de consum. Lucrul ăsta însemna că practic toți cei care stăteau în chirie ar fi plătit preț neplafonat. Și din păcate cei care stăteau în chirie erau cei mai vulnerabili. Până la urmă am dat nenumărate exemple cu situații nedrepte de fapt din România și până la urmă au cedat. Spectaculos dar au cedat. A fost un tur de forță care a început într o zi de duminică la Digi 24 și apoi luni am urmărit problema și m-am dus și la antena 3 și la B1 și la Digi 24 am încercat să acopăr problema pe toate canalele posibile și Până la urmă se pare că au cedat, a început un conflict între PSD și PNL, fiecare dădea vina pe celălalt. Eu am propus abrogarea unui articol care crea toată nebunia asta, oamenii alergau cu declarații, în primul rând era erau militori, trebuia să stai cu declarațiile alea pe la cozi Puteai să trimiți și pe online, adevărat Dar nimeni n-ar fi putut să proceseze numărul ăla de declarații Și problema cea mai mare e că nu i-a afectat pe proprietarii cu multe case e afectat de, fapt pe chiriași. Asta arată de fapt, nivelul de populism la care sunt oamenii ăștia. Da? Haide să-i taxăm pe aia care au mai multe case, că sigur sunt hoți. Asta e o mentalitate mai mult decât comunistă. Problema că nici măcar nu-i taxau pe îi pe cei care erau cei mai vulnerabili. Bucuria mare este că scandalul care s-a iscat între PNL și PSD și, aș spune, și UDMR, fiecare să face că n-a văzut acel articol acum după ce au încercat să acopere, să dea tot felul de explicații, să manipuleze presa, au încercat, dar nu a reușit de data asta. Când am văzut că se ceartă între ei, sincer, m-am bucurat foarte tare. Deja nu mai contează discuțiile politice și bătăliile între ei. În schimb, important e că se va modifica legea și cei mai vulnerabili nu, nu vor fi afectați de lucrul ăsta și nici nu va trebui să mai stea lumea cu sutele de oameni pe la cozi și așa mai departe să depună declarații, pentru care era, de fapt, un alt aspect foarte umilitor, din punctul meu de vedere. Și această bătălie, această bătălie pentru că afecta mai mulți români, a primit ceva mai multă vizibilitate. Și câștigul că Parlamentul României a dat înapoi, deci gândiți-vă că aceasta a fost o lege, a fost votată de PNL, PSD, UDMR și a fost promulgată de președintele României, Claus Iohannis, Faptul că au dat înapoi la o lege atât de importantă arată că, la un moment dat, dacă presiunea este corectă, argumentele sunt acolo, factorul politic poate ceda. Cred că este de datoria mea, dacă am informațiile și disponibilitatea din partea televiziunilor, să le prezint acolo unde apar probleme. Și o să fiu foarte atent la ce înseamnă energie verde, ce înseamnă prosumator, această taxă pe soare pe care trebuie să o eliminăm definitiv, nu va avea nimeni curajul să introducă taxă pe soare, cu siguranță, cel puțin anul viitor, pentru că e anul electoral. Dar pentru că este anul electoral, ca obiectiv, în 2023, obiectivul este să scoatem din lege această exprimare nefericită. Adică nici măcar să nu existe posibilitatea de a face lucrul ăsta. Și o să fiu foarte atent la subiectele care țin de energia verde, de electromobilitate și așa mai departe. Practic, ce discutăm pe YouTube va avea și o componentă, componentă să spunem, ceva mai publică, mai vizibilă la TV și v am spus acest câștig pe final de an și anume modificarea legii plafonării la energie a generat un soi de disponibilitate din partea televiziunilor de a prezenta problemele pe care le ridic eu din zona asta de energie. Și atunci este un câștig și să știți că mă voi implica în limita timpului disponibil. Am simțit nevoia să fac toate aceste precizări ca să știți de ce am apărut la televizor, cum s-a întâmplat lucrul ăsta și care au fost bătăliile și ce urmează să se întâmple, evident. Acum, revenim la ceea ce se întâmplă pe canalul de YouTube, sunt niște lucruri foarte, foarte interesante care se vor întâmpla în 2023. În primul rând, trebuie să vă spun că mi-am pus bateria acasă. Am pus sistemul de la Victron și știu că am primit foarte multe comentarii când am discutat în trecut despre baterii. Chiar mă întreba cineva, domnule, dar unde stai? Stai în câmp? În uh, otopeni de câte ori pică curentul pe an? Într-adevăr, avea treptate. Zic, nu pică de multe ori, dar parcă aș vrea să am așa certitudinea că dacă se întâmplă, sunt oarecum protejat. Trebuie să vă spun că la vreo, cred că nici măcar o săptămână, sau zicem, la o săptămână după ce am instalat bateriile, a picat curentul în otopeni, în zona asta unde locuim aici, pentru 12 ore. Absolut incredibil. De la 12 noaptea până a doua zi la ora 12. Și am stat pe baterie până dimineața și dimineața a răsărit soarele, chiar a fost soare intens și am început producția. Am început producția, s-au încărcat bateriile, am pornit și încălzirea în pardoseală, încălzirea electrică și am trecut cu bine până la ora 12. Ba chiar am furnizat energie și vecinilor mei care aveau nevoie să pornească niște pompe pentru apă. Deci am avut și o experiență, o să-l invit pe Lucian de la Victron, pe care îl știți, să discutăm despre sistemul pe care l-am instalat în mine acasă. Este foarte complex, e un tablou electric mai mare decât tablou electric pe care îl aveam înainte, tablou electric al casei. Deci sunt foarte multe lucruri se întâmplă acolo, am descoperit niște lucruri foarte interesante, ce poate să facă acel, am montat un echipament, se numește cerbui GX, este un, pot să-i spun, un server, da? Poți să faci incredibil de multe automatizări. Nici eu n-am realizat, adică m-am uitat pe fișe și parcă înțelegeam ce face, dar în momentul în care am început să-l utilizez, mi-am dat seama de fapt care este puterea lui. Deci o să avem un update la sistemul fotovoltaic, o să vedem cât am produs în anul 2022, cât am consumat în anul 2022. Din păcate n-am primit nicio factură de compensare, așa că subiectul ăsta îl discutăm separat. Și în limita timpului, sper ca Lucian să aibă timp să povestim mai multe despre Partea asta tehnică, care ține de panouri fotovoltaice, chiar de curând a fost la o, o, o întâlnire foarte interesantă unde s-a discutat despre tehnologia vehicle to grid, adică mașinile electrice se reprezinte o, o, un ajutor pentru rețeaua, națională, pentru rețeaua energetică națională, să echilibrezi consumul și să reprezinte și o modalitate de backup pentru casă. O să ne spun el mai multe despre lucrul ăsta. Și, bineînțeles, vom avea teste cu mașini și primele teste pe care de-abia aștept să le fac sunt cu Tesla Model S Plaid, care a început să apară prin România, Tesla Model X Plaid. Am așteptat momentul ăsta, sunt foarte curios să văd ce înseamnă accelerație 0-100 în 2 secunde și chiar sunt curios să văd cum a evoluat Tesla pe mașina premium, să spunem, pe mașina scumpă, cum e interiorul, dacă sunt ceva schimbări. Am văzut o mașină la Supercharger, un Model X, dar m-am uitat doar așa puțin din afară, n-am îndrăznit să îi cer proprietarului să urcă mașină. În schimb, în luna ianuarie o să fie un eveniment și acolo o să fiu prezent și o să testez și Model și Model X. Mai este o mașină interesantă, o mașină de transport, pentru că încep să apară. Încep să apară mașini pentru transportul de marfă. Este vorba despre Fordul Transit electric și sunt foarte, foarte curios să-l testez. N-am avut timp acum la final de an, dar este să zicem, între primele pe listă în luna ianuarie, și bineînțeles o să așteptăm toți ceilalți producători cu foarte multe modele de mașini electrice. Dacă în anii trecuți era simplu să fac așa o a, anticipare cu mașinile pe care o să le prezintă în anul următor, pentru că erau, să zicem, anunțate 10-20 de modele noi, acum cred că ar fi un video care ar dura cel puțin o oră, numai să. Enumerăm mașinile electrice pe care încă n-am apucat să le testez sau care urmează să se lanseze în piață Deci foarte multe lucruri interesante se vor întâmpla și în 2023 Eu vă mulțumesc, Eu vă mulțumesc pentru sprijin, vă mulțumesc că v-ați abonat Canalul a crescut frumos, natural, fără niciun fel de presiune din asta nebună pe partea asta de abonați Nu N-am făcut concursuri sau giveaway-uri ca să umflăm în mod artificial canalul și sunt mândru să văd că sunt 20.000 de abonați, peste 20.000 de abonați și... Știu că este o comunitate foarte strânsă pentru că m-am întâlnit cu foarte mulți dintre voi la Supercharger sau pe la stațiile de încărcare sau la diverse evenimente și așa mai departe și am văzut ce fel de oameni sunteți, am văzut cum se poartă discuțiile și sunt foarte bucuros și vă mulțumesc că v-ați abonat la canal, că v-ați uitat la materialele video că ați comentat, că m-ați certat atunci când am greșit și că poate că în felul ăsta am devenit un pic mai atent, mai bun, mai concentrat asupra asupra materialelor pe care le postez. Acum, la final de an, eu vă urez să aveți un an 2023 cât mai, cât mai fericit, să aveți parte de sănătate, tot ce vă doriți. Vă urez sărbători fericite, un an extraordinar să aveți și ne vedem în 2023. Dacă v-ați uitat până la final, eu vă mulțumesc și până data viitoare vă spun numai bine.